Este lângă mine în acest moment Marius Ciampar, așa cum știți, are 6 crime făcute, să spun, Marius. 6 crime, să zic, doar atâta. 6 crime și el spune și crede în continuare că acest polițist, Cristian Cioacă, este autorul, cel care a săvârșit această infracțiune de omor. Noi nu-i spunem acum nici omor calificat, nici omor din culpă, nici deosebit de grav, pentru că nu s-a găsit cadavru și nu știm exact cum stau lucrurile. O să-l rog acum pe Marius să ne spună de ce totuși ține atât de mult să ne transmită că acest om este mai vinovat decât vrea el să pară. Și pot să vă spun că înainte de acest interviu m-a certat un pic, pentru că îmi spune că nu domnul procuror Marius Iacob este vinovat, ci noi presa. Pentru că noi presa l-am ajutat foarte mult pe polițistul Cristian Cioacă să ascundă tot ce a ascuns până acum și de aceea lucrurile au luat așa o întorsătură. Marius, bună ziua în primul rând. Bună ziua. Ce mai faci? Dar trebuie să vii un pic așa mai aproape, pentru că o să fac întindere la mână. Bine, sănătos, fericit și pușcărie. Aia pușcărie. Fac. Acum îți dai seama că psihologii vor să și interpreteze, pentru că uitați-vă ce poziție a luat, da? Acum că mai știu și eu așa un pic de psihologie, uitați-vă ce poziție a luat, deci e foarte supărat pe mine și sigur o să răspundă doar ce vrea el, nu ce îl întreb eu. Să sperăm. Să sperăm. Ia zi tu, Marius, de ce crezi tu că totuși acest om e vinovat? Eu aș pleca și de la premisa că el nu este autorul faptei. Eu plec, pot să spun în felul următor. Dacă era un om nevinovat, căuta să-i justifice în primul rând nevinovăția. Și nu mai lăsa atâta, să se facă atâta presiune pe capul lui, pe familia lui, că e greu. Când se pune presa cu presiune pe tine, te duci în pânzele albe. Una la mână, a doua la mână, eu am mai spus și altă dată, dacă ea nu era moartă, venea să-și ia copilul ăla care a zis că îl iubește din tot sufletul și nu l-ar fi lăsat nicio clipă. Al treilea lucru care mă face să cred că el e criminalul, faptul că tocmai el a spus-o cu gura lui că dacă nu a cedat presiunilor până acum, nici de acum încolo nu va ceda. Deci ăsta e un semn către voi, către procuror, către cine l-achetează, că nu o să aflați niciodată, numai dacă vrea el. Asta e răspuns. Da. Adică lăsați-mă în pace că o să dau când vreau eu și cum el nu vrea deloc, o să o găsiți pe Eleodia în vecea mine. Doar dacă, așa cum știu eu, va face el o greșeală. Și aia sigur o va face. Nu știu dacă e bine să spun greșeala care o face, dar îl pun în gardă dacă îi spun. Da, hai spune. Nu. Nu pot să o spun. Îl pun în gardă și face iar sare mie lumea în cap. Ce faci? Dar va face o singură greșeală care îl va costa scump. Dacă, deci mai spun încă o dată, dacă aia e moartă, dar eu sunt sigur 100% că o mănâncă vierme acum. Crezi că a omorât-o totuși acolo la ei în casă? Nu. N-a fost omorâtă în casă. În casă doar a fost amețită, bătută, lăsată lată și tranșată în altă parte. Dacă era omorâtă în casă, se găseau alte aspecte, alte probe, alte lucruri care îl acuzau și mai tare. Dar pe semne, ceea ce s-a găsit n-a fost niște probe care să-l acuze. Deși s-au mai găsit și niște haine și niște poze, tot n-au fost niște probe sau elemente puternice care să-l aresteze. Dar stau și mă gândesc, dacă ar fi fost un alt om, un om simplu, ar fi procedat cu el
exact cum procedează cu cioacă, adică să-l lase afară cu atâtea probe, pentru că dacă stau bine să-mi iau aminte, cineva spunea la televizor, nu-i dau nume, că dacă se găsește ADN-ul Elodiei pe haine, îl arestează. S-a găsit, nu? Parcă l-a arestat cineva. Nu, a căutat să-l aresteze cu aia, cu... că i-a spart codul din calculator, că nu așa faci treaba. Dar cum rezistă un om? Dacă el, să zic, acum admitem că el a făcut infracțiunea asta de omor, să zicem, da? Nu să zicem că e chiar omor. Cum poate el să reziste atât de mult, Marius? Cum rezistă un om? Totuși, e atâta presă pe capul tău, anchetatorii, am înțeles că el se simte urmărit. Cum rezistă? Eu vreau să spun un lucru. Eu acum nu o să spun cum rezistă el, eu doar pot să-ți spun că dacă eu nu-mi dădeam faptele, nici în ziua de azi nu le găsea nimeni. Deci cum am rezistat, eu rezistă el. Eu am fost puțin mai prost. Ai înțeles? Ideea e să stai bine cu psihicul și să nu răspunzi la provocări. Și crezi că el stă bine? Dacă îl țineți voi în viață, o să stea bine. Dacă îl lăsați în pace să greșească, nu o să mai stea bine. Înțelegi? Eu știu ce cred acum. Acum știi că e vorba de o scrisoare. O scrisoare care el tot spune că mulțumesc vouă, anchetatorilor, că m-ați lăsat să fiu puțin vedetă și merg la container să duc coșul de gunoi și cetățenii vor să facă fotografii cu mine. Dau un exemplu. Mulțumesc mass mediei că mi-au lăsat familia în pace, ce mai spune el. Eu cred că aici, cel puțin, am început să-i simt jocul. Și ce fel de joc? Că el acum dă presei ceva și vrea să vadă cum reacționează presa, ca el să știe să-și facă jocul lui separat. Eu, ai înțeles ce vreau să spun? Eu înțeleg ce spui tu, dar eu n-aș lua o capul în joc. Ca să faci asemenea jocuri, astea sunt jocuri pe muchii de cuțit, le spun eu. Păi eu cred că el simte ceva, că ceva se întâmplă cu el. Ca să faci asemenea jocuri, întotdeauna când joci ceva și greșești. Astea nu sunt jocuri, astea îi bagi jocuri la adresa voastră, la adresa poliției, la adresa celor care l-ați anchetat. Mă înțelegi? Uh-huh. Nu văd unde-i rostul jocului, ce joacă el, cu cine se joacă. Vrea să vadă reacțiile. Vrea să vadă ce se întâmplă acum cu parchetul, vrea să vadă ce se întâmplă cu mass media, cum reacționează, dacă lui nu i-ar mai conveni ceva. Se vadă, îl ajută cineva. Deci eu cred că el merge mult mai departe decât ne imaginăm noi. Nu, îți spun un lucru. Am observat și eu la televizor că, printre altele, și-a găsit și admiratori. Care spun și fel și fel de povești. Vezi de... că vorbește Simona Senzoală acum. Nu. Oameni simpli care cred în nevinovăția lui. Dar eu a zice altfel. Ia să stea oamenii să se gândească dacă persoana respectivă era din familia lor sau din neamul lor, ar mai fi gândit așa? În ceea ce îl privește pe el, reacții nu mai are ce să vadă, pentru că le-a văzut. Și din partea presei, și din partea parchetului, și din partea oricărui a văzut toate reacțiile. El știe ce reacții aveți, indiferent de scrisori sau de ceea ce va face el, mă înțelegi? Ceea ce nu știe el însă, e reacția în care va greși el, aia nu va ști cum o să fie. Înțelegi? Eu sunt sigur și am curaj să fac pariu. Pe ce vrea oricine. Greșeala o va face el. Nu acum. Nu acum, că încă mai e furtuna asta pe mare. Încă nu s-a dus liniștea de după furtună. Dar... nu pot să spun decât că îl va costa scump. Eu îi prevăd de acum mandatul. Și spun sigur că greșește. Dacă nu e acum, e peste un an, peste doi, peste trei. El trebuie să fie conștient că ceea ce a făcut se prescrie peste 20 de ani. Înțelegi? Că de tare ai fi tu. Tot trebuie să te mustre conștiința aia pentru ce ai făcut. Și greșești.
Și ți-am mai spus și data trecută. Două variante va fi. Una, vi-l dă el și se mirlește. A doua, ori lasă scris și se mirlește. Unde e cu mătră. Și referitor la ea, nu am găsit decât trei variante. Una, ori a zidit-o pe undeva, pe unde se făcea vreo locuință, așa, ori a băgat un acid, sau a treia variantă, într-un puț, că e cel mai sigur. În valiză, într-un puț, cu niște greutăți, numai se la învece amind acolo. Că să nu uităm că înaintea lui, cu două săptămâni, a mai fost un polițist care a făcut aceeași crimă. Și a găsit-o pe nevastă sa în puț. A ieșit singură. Îți dai seama că el n-avea cum să facă greșeala care a făcut-o ăla. Înțelegi? De ce la început nu se ducea să doarmă în locuința aia? Crezi că înseamnă că ar fi omorât-o acolo? Cineva? Nu. No. Un om cu o asemenea minte, să zic așa, cu un creier atât de puternic, nu stătea el să gândească la bântuieli și la, vezi, Doamne, o visez sau chestia. Asta era un, știi cum e, o... Băi, n-a omorât-o el. E frică să mai doarmă acolo, poate îl bântuie, poate alea. Conștiința lui e curată. Astea sunt prostii. Sunt prostii, sunt, mă înțelegi. Dacă el îmi spune mie că e frică că îl bântuie, eu îi dau cu ceva în cap. Bă, bine, nu m-a bântuit nimeni toată viața. Și am omorât și prieteni și dușmani. Și nu i-am visat nici măcar o dată să-mi zică, bă, de ce m-ai omorât? Sau dă-i și dă pomană, sau să-mi dea o palmă în somn. Uh-huh. Niciodată. N-ai visat niciodată. Astea sunt vrăjeli curate cu... Mă bântuie, îl visez și așa mai departe. Hai să fim serioși. Deci ești foarte puternic. Dacă ești în stare să faci așa ceva, nici păi nu ești... Timp că tu reziști presiunilor și te ții tare, n-ai cum să mi-o dai mie cu bântuiel și cu... Astea sunt tâmpenii de... Voi nu vede... nu, chiar nu se observă că el acum are față de copil... În 5 minute și o schimbă și îți arată o față de om matur, de om inteligent. Când îl întrebați de copil și de familie, e copil. Când ați intrat în subiectul Elodia, deja gata, s-a schimbat. Mă înțelegi? Uite, Marius, și profesorul... Știi ce mai face să... Da. Deci știi ce mi-a dat mie certitudinea 100% că el e criminal? Faptul, numai prin simplu fapt, că niciodată nu a încercat, când era întrebat de presă dacă a omorât-o sau nu, niciodată n-a încercat să se disculpe. Ci doar nu știu, n-am văzut, nu cunosc. El altceva n-a știut ce să spun. Nu știu, dacă e moartă, n-am omorât-o eu, nu cunosc ce s-a întâmplat. Să nu-i fie cuvintele răstălmăcite. Astea nu sunt răspunsuri de un om nevinovat, poftim. Să nu-i fie cuvintele răstălmăcite. Înseamnă că eu sunt beat. De ce? Nu. De ce de răspunsurile astea? Pentru că nu știe ce răspunsuri să dea. Deci, el e conștient că dacă se pune la discuție cu presa, nu poate să-i facă față. Și din ce cauză? Pentru că presa e în felul ei bandită. Îți pune o întrebare, te lasă în pace, îți pune alte întrebări, și pe aceea ți-aruncă una cu trei capete, o întrebare cu trei ieșiri, cu trei capete sau cum vrei să-i spui și n-ai ce să-i mai faci. Nu mai știi ce să... Nu știi ce răspuns să-i dai la aia. Trebuie să stai puțin să te gândești și în momentul în care te știi cum e și tăcerea are un răspuns. Ai înțeles? De, acum că tu mi-ai spus și ești atât de sigur că el n-a tranșat-o în casă, ci afară, doar a, să zic, a mețit în casă sau era inconștientă, ar fi adevărat ce spunea domnul profesor Butoi. Și spun câteva lucruri, că a spus foarte multe domnul profesor Butoi și mi s-a părut chiar real tot ceea ce spunea. Polițistul Cristian Cioacă
Nu numai că nu merge să doarmă acasă după ce au venit, au făcut acolo tot felul de semne în casă. A lăsat așa. Nu a mai șters nimic. A lăsat ca și când, domnule, dacă mai vor ăștia să vină în casă, să vină, că eu pot să le demonstrez că nu s-a întâmplat nimic aici. Și atunci, dacă nu s-a întâmplat nimic, probele alea de ce sunt luate la el în casă? Nu, dar eu mă referam la altceva. Faptul că el vrea să demonstreze că veniți, măi, fraierilor, și mai uitați-vă încă de două ori în casă, că nu aici a găsit nimic. Îmi spun și de ce. Spui, el în casa aia poate să lase amprentele, probele alea care au fost însemnate de criminaliști sau cine le-a însemnat, el poate să le lase și 15 ani de acum încolo. Înțelegi? Prin aia nu va dovedi niciodată că e nevinovat. Și știi de ce face jocul ăsta? Pentru că el are un timp, să zic eu timp, nu, are un avans, mai bine zis, are un avans de 5 zile în fața voastră. De ce spui că are un avans de 5 zile? Hai să spun și din ce cauză. El la 5 zile declară că a dispărut Elodia. Bun, nicio problemă. Dar tot el spune că ea mai lipsea de acasă și câte două săptămâni și câte trei săptămâni și câte o lună. E, ce te-a făcut pe tine să crezi că ea în astea 5 zile a dispărut, când tot tu spui că ea a lipsit? Ce te face? Cum ți-ai dat tu seama că ea a dispărut? Bravo, uite, ai spus ceva ce noi nu ne-am dat seama niciunul până acum. Deci dacă tu știi că ea pleacă cu lunile de acasă și se duce cu amant sau cu Doamne Dumnezeu să o ierte, ce te-a făcut pe tine să crezi că în alea 5 zile ea a dispărut? Când știi foarte bine ce aveai lângă tine, ca să zic așa. Deci nu vreau să îi jignesc pe ea sau pe el sau pe cineva, mă înțelegi? Dar aici e... Nu are logică, mă înțelegi? Tu spui că lipsește cu săptămâni de acasă și pe aceea spui că la 5 zile te-ai dus și ai dat-o dispărută. Păi, de când ai omorât-o? Ai avut timp în 5 zile să o faci? Ai înțeles? Da, uite, eu pot să iau apărare aici și spun și de ce. De ce tatăl sau mama, nu știu exact care, una e la declarație și alta e realitatea, tatăl și știi, Elodie Ghinescu merge la poliție după 6 zile și spune: domnul polițist, el a omorât-o. Poate că el s-ar putea să fi făcut o greșeală înainte ca ea să moară. Poate că el s-a dus și a amenințat familia lui, familia ei, pardon, că de familie ei vorbeam, făcând-o în toate felurile. Și ei să se aștepte la așa și ceva? Să și amenințe totodată că o va bate sau îi face felul sau ceva tot îi va face. Și atunci nu ți-e clar ca familia ei, știind că lipsește luni de zile și ăsta după 5 zile se duce și o declară dispărută, nu ți era clar să trăiască cu orice impresie, că doar sunt părinții ei, nu? Și nici nu i-a sunat în astea 5 zile, 6 zile deloc. Deci el a dat-o dispărută și pe ei nu i-a sunat să-i întrebă: măi, soția mea e la voi, că eu nu o găsesc. El a mers și a dat-o dispărută. Dar pe cine a sunat? Pe nimeni. Pe taxul, pe măsa, a sunat să întrebe de nevastă sau de pe prieten, cineva, n-a întrebat pe nimeni. Înțeleg. Și tocmai el a spus-o. Am așteptat o zi, două, trei, patru, cinci, am zis să se întoarce. Știu că a fost întrebat de ce nu te-ai interesat printre rude, dacă e pe la ei, dacă e... N-avea rost, pentru că știam că a dispărut. De unde știi tu, mă, că a dispărut? Eu îl întreb pe el, de unde știi tu că a dispărut? Ce te faci? În 5 zile. Deci e vorba de astea 5 zile. Așa? Și de cele 2 luni, 3 săptămâni, o lună, care pleca ea de acasă, mă înțelegi? Aici n-are logică. Deci nu o dădeai când lipsea câte o lună, două de acasă, că a dispărut și tu o dai în 5 zile. Bate la ochi. Ce crezi că a făcut cu telefoanele? Crezi că sunt tot acolo... Dacă ar fi tot în locul unde e și îngropată sau ce s-a întâmplat cu ea, ar avea totuși semnal. Ce crezi că a făcut cu acele telefoane? No, alea distruse, alea terminate sunt... Crezi că
acolo s-a priceput foarte bine și a știut ce să facă. Îți dai seama, eu ți-am mai spus ție odată, un polițist e pe lângă altele și un bun psiholog. Și am înțeles că el, până s-o omoare, s-a cam interesat după calculator sau de prin alte părți. Ce făcea? Cum poate să fie, deci care e cea mai perfectă crimă, înțelegi? Cum ar putea să? Cineva a spus-o, deci nu el a spus-o, că nu era tâmpit să spună. Dar altcineva a spus-o, că s-a interesat pe calculator, a căutat date și așa mai departe. Și de ce le cauți dacă nu te interesează așa ceva? Nu văd de ce le cauți, mă înțelegi? Dar care ar fi cea mai, să zic așa, o crimă aproape de perfecțiune, că până la urmă nu poate fi așa? În opinia mea, eu zic că nu există crimă perfectă. Eu așa zic. De ce? Nu există crimă perfectă? De ce? Pentru că tu poți să nu mai existe nimic din acel om, dar la un moment dat poți să spui ceva. Exact. La asta te referi, nu? Exact. Indiferent cât de perfectă crezi că ai făcut-o, poți să-l faci, să-l duci la crematoriu, să-l bați, să-l ardă, să-l facă cenușă. Așa. Te mustră conștiința. La și tot. La un moment dat și tot spui. Și cum crezi că spui? Spui neapărat un semn de refulare sau cum o poți spune? Nu. La prostie, în beție? Să știi că din prostie o faci dacă o faci. Ești conștient că dacă vei spune vreodată ce ai făcut la cineva, acel cineva merge la șantaj cu tine, pentru că se procedează în ziua de azi. Și eu am pățit-o, dar eu am fost mai iute de mână. Și când nu o să-i mai dai la persoana respectivă sau dacă ajungi la scandal cu el, te dă în primire. Vreți să semnați ceva? Ia, uite, Marius. Doamna Iohana... Da, lista de... De cumpărături. De nu, da. Statul de plată. Ah, ai salariu, am înțeles, Primești destul de mult? Te mulțumești așa. Te mulțumești. Cine unde ziceau ce bine o duce ăsta, primește și poa. O să mai creadă, ai văzut că am și spus telespectatorilor că sunteți prieteni și m-au acuzat cu toții. Telespectatorii nu știu foarte multe lucruri, nu știu să... N-avem voie. Telespectatorii nu știu că trebuie să totuși să comunicăm, să putem să depășim anumite momente. Iar ei probabil că nu înțeleg, pentru că vă văd pe voi aici ca niște gorile din alea, știi? Cum vezi un om, îl și mănânci. Nu, hai să spun un lucru. Telespectatorii ne văd cum ne văd, pentru că au fost îndoctrinați să ne vadă așa. Dacă ar fi existat cineva care să vină să alăture și să arate, pardon, iar și mă trezești pe la cărcotaș, da. Să arate și partea cealaltă a unui deținut, poate că nu mai gândeau așa, poate că nu mai etichetau pe toată lumea criminali, bestii sau mai știu ce, că am mai discutat-o astea de 1000 de ori. Și oricât aș discuta-o de acum încolo, lume indoctrinată cu prostii, cu... Trăim într-o lume de nimic. Facem și nu facem. Cam așa se întâmplă în România. Facem din gură, pe acte facem, dar rest nu se întâmplă practic nimic. Nu se întâmplă nimic. Înțelegi? Crezi că au făcut bine acești oameni de la poliția din Brașov, că l-au ținut în continuare să lucreze? Nu văd de ce să nu-l lase să lucreze, să nu... Poate că și aici a fost un joc, înțelegi? Poate că... Acum știu cum e concurența asta, între poliția, între capitală și Brașov, care îl găsește mai repede, înțelegi? Și fiecare își face jocul lui. Capitala își face joc cu ei, ăia își face jocul. Capitala a decurs la un joc mai drastic, adică să-l aresteze pe calculatoare și pe coduri, crezând că poate să sparge în pușcărie sau poate că mai știu ce, mă înțeleg. Ăia au încercat un alt joc. Lasă-l liber că el greșește. Și spun după părerea mea, jocul lor e bun. Jocul lor e bun. Normal, pe un om trebuie să-l lași liber, că el greșește singur. Știi ce vreau să spun, Manus?
Că eu nu văd așa o problemă ce s-a întâmplat cu Cioacă până acum, ci ce va fi cu el până acum, de acum încolo. Și spun și de ce. Hai să spun. A omorât un singur om, dacă el a omorât. Da. E soția lui. Dacă el a făcut atât de bine, Marius, el poate să facă în continuare, iar tu ești cel care poți să-mi confirmi sau să-mi infirmi că este sau nu așa. Tu ai omorât 6 oameni, n-a aflat nici naibii, că nu pot să zic acum ceva urât. Dacă tu nu spuneai, nu știa nimeni. Deci, e simplu. Și nici măcar nu știau unde e mortul. Și nu știau nici, nu că ai făcut tu ceva. La el măcar să știe că i-a dispărut soția și că s-au găsit niște pete de sânge prin casă, da? Și că, vezi, doamne, după 5 zile s-a dus o declarare dispărută, dar ea mai plecat de acasă, așa cum spui tu, dar niciodată n-a dat-o dispărută și a plecat cu o săptămână. Da. Și brusc după 5 zile se duce la acum să spună. Ei, aici ai problema. Deci... Pentru că el poate să mai ascundă mulți, ca să nu spun să-i mai omoare. E posibil și știi ce se întâmplă. Eu stăteam acum vreo 2 săptămâni pe secție că a venit un regizor să facă un film. Mm-hmm. Vroia să facă un film despre un criminal și pe el îl interesa ce am făcut eu sau unul ca oricare, deci mm-hmm. un criminal de la noi, de la DPV, ce a făcut el în ziua aia de dimineață și până seara. Deci și după ce a comis mm-hmm. el crima, ce a făcut în continuare după ce a comis crima. Și am stat de vorbă și printre altele i-am zis în felul următor. Măi, omule, Cristi sau cum îl chema. Cristi îl chema. Știi cum e cu crimele astea? Că a mers-o pe bicicletă. Înțelegi? Adică, de ce sper? Hai că spun și de ce. Fac o crimă. Da. Înțelegi? Dacă sunt speriat și timorat de ceea ce am făcut sau mă pierd, mă duc și mă duc, mă dau în primire. Dacă am capul pe umeri și sunt conștient de ceea ce am făcut, încep să ascund probe, să ascund cadavru, să distrug tot. Și mă port ca atare, adică cum mă portam și în continuare, înțelegi? E greu să faci prima oară. Așa că așa ești cu bicicleta, până înveți să te plimbi cu ea, cazi, te lovești, îți rupe o mână, un picior, dar și când ai învățat să te plimbi cu ea, deja e o plăcere, înțelegi? Uite, și Dragoș râde, Dragoș râde acum. Pentru mine a fost o plăcere, deci... Poate că n-ar fi fost plăcere dacă mi-aș fi omorât, eu știu, frați, surori, mamă, tată, dar atâta timp cât am omorât niște dușmani sau, eu știu, oameni care au vrut să-mi facă rău. Asta pot să spun și la el, pentru că s-ar putea ca în mintea lui să se fie adunat ceva foarte urât. Uite, soția mă înșală. Între mine și el e o mare diferență. Și spun și care. Indiferent de ce ar fi făcut soția lui, el încă o iubea și o iubește. Înțelegi? Și asta, dragostea asta te dă de gol întotdeauna. Ca să nu mai stau să intru la mănunte și să spun de ce și... Doar atât pot să... Dragostea te dă de gol. Înțelegi? Nu vreau ca să-i dau lui indicii de ce îl dă dragostea de gol și așa mai... Că dragostea o să-l facă să greșească. Înțeles. Ai înțeles? Și o să vezi tu că așa o să fie. Deci eu nu spun greșeala care o să o facă. Sigur o va face, pentru că știu N cazuri. Deci în cazuri de criminali mari, nu o crimă, două. El nu e criminal mare, dar în stilul în care a făcut-o, îl poți considera și pe el un criminal acolo, mă înțelegi? Adică, știu eu... Să existe. Da, un posibil criminal adevărat, zic eu. Dar toți mari criminali cam aceeași greșeală au făcut-o, mă înțelegi? Nu crezi tu că ar mai... Și dacă, stai puțin că vreau să... Da. Și dacă lumea se va întreba vreodată, voi, Marius a făcut aceeași greșeală? Le spun că da. Aceeași greșeală m-a costat mandatul ăsta. Eu râd. Eu râd, acum zâmbești. Asta e, nu? Nu crezi tu că totuși domnul procuror Marius Iacob a greșit? Cu ce să greșească? Nu știu, nu trebuia să-i spună nimic la început, trebuia să-l încolțească. Nu,
El a greșit că v-a dat vouă informații. Aoleu, nu spune asta pentru că nu mai vorbește cu noi. Aici a greșit el cel mai mult. Eu știu că în timpul, pe timpul când m-a arestat pe mine și pe alți criminali, informațiile se dădeau numai după ce se finaliza ancheta. Mă înțelegi? Acum știu că s-a dat legile astea CNA care vă dă mai multă libertate și poliția e obligată să vă dea și la început și după. V-ați dus tamnesam. E polițist, a omorât-o pe nevastă sau eu. Mamă, îți dai seama ce caz e ăsta? Hai să-l rezolvăm noi. Că deja am văzut că mulți din ăștia, din presă, din presă mă refer, deja au devenit anchetatori. E Saba ăla pe, așa, mai e unul Pantena 1 care a început și ăla cu, mai e Sorin Ovidiu, mulți care au devenit anchetatori, ca ei nu mai e nimeni. Dar eu i-aș lua așa, știi, pe ei și i-aș pune în fața faptului împlinit. Băi, uite, s-a comis o crimă aici. Ia, hai și dezlușește tu mie adevărul. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Mobilul crimei, din ce cauză, pentru ce probe mi-a dat, știu mie, la dosar și așa mai departe. Eu asta le-aș face la ăștia care fac anchetatorii din presă. Ca să le dovedesc că nu e nici pe departe anchetator. Mă ții, și-am mai văzut acum de curând, de câteva luni, unul pe la, nu zic, e avocat om. Și ăla, mare anchetator, mare criminalist și ăla. Nu se poate așa ceva. Pe voi vă amuză când vedeți ce greșeli fac ei, nu? Vă amuză puțin spus. Pe mine vă distrați? Mă amuză, normal că mă amuză, pentru că eu știu că în momentul în care încep să-l pui pe un om în gardă, deja nu mai ai nicio speranță că îl vei găsi vreodată. Înțelegi? Și mă amuză câtă prostie văd în capul unor de la presă, să zic așa. Înțeleg. Cel mai simplu ăsta nu trebuia pus în gardă sub nicio formă. Avea 5 zile avantaj în fața procuraturii și trebuia lăsată procuratura să lucreze și în momentul în care găsea ceva palpabil, atunci putea să intre presa pe fir, că atunci îl nenorocea. Îl făcea de, nu mai știu, îl lua numărul 9. Înțelegi. Ai văzut că el a început să internat, a vrut să interneze într-un spital cu probleme. A început bine? Păi ăsta a fost fatul avocatului. Avocatul ăla, să-ți mai spun un lucru, nu sunt, deci nu mă dau mare psiholog sau mai știu ce mare știutor, dar pe domnul avocat îl știu dinainte să preia cazul cu Cioacă, l-am mai întâlnit pe la niște instanțe. Și când vorbește în instanță, vorbește foarte repede, cursiv. Mă înțelegi? Fără nicio teamă, fără nimica. Rapid. Așa. Ei, de când a preluat cazul ăsta, vorbește așa timorat, cu teamă, cu rețineri, îl ia transpirațiile, îi se usucă buzele. Dacă îi pui o sticlă de apă în 5 minute, ți-a băut-o, la cât îi se usucă buzele. Eu spun un lucru. Și avocatul e sigur că e la omorât-o, dar îl apără pentru bani, că ăsta-i serviciul lui. Înțelegi? Ia al pe avocat între patru ochi și întreabă-l părerea lui despre casă. Și ai să vezi ce părere afli de la el. Dar banii la putere, asta este. Înțelegi? Mulțumim foarte mult, Marius Ceampar. Așadar, dragi telespectatori, am fost aici pentru dumneavoastră în penitenciarul de maximă siguranță Rahova. Mulțumim foarte mult conducerii.